Săptămâna începe tumultos în Italia. Cele patru mari sindicate din peninsulă au decretat grevă generală, nemulțumite de măsurile de austeritate anunțate de noul guvern. Sute de mii de angajați, inclusiv români, opresc lucrul astăzi vreme de 3 ore. 3 ore au negociat aseară sindicaliștii italieni cu miniștrii guvernului de la Roma, dar rezultatele discuțiilor nu au mulțumit pe nimeni, așa încât planurile pentru greva generală au rămas neschimbate. Italienii nu sunt de acord cu noua lege a pensiilor, care prevede prelungirea vârstei de pensionare la 65 de ani. Alte mișcări de protest sunt anunțate și pentru următoarele zile în peninsulă, dar nici în restul Europei nu e liniște. Bursele europene au deschis astăzi pe minus. Investitorii se tem că măsurile anunțate la summitul de la Bruxelles de săptămâna trecută nu sunt de ajuns pentru a evita recesiunea în Uniune. I think there are still some question marks about implementation. The markets are still waiting for clarity on the future role the ECB may play, and the fiscal compact does nothing to reduce pressure on European growth. Un alt semnal îngrijorător vine de la agenția Moody's, care la rândul ei a estimat că deciziile summitului nu sunt convingătoare. A anunțat astfel că la începutul anului viitor va revizui ratingurile țărilor din zona euro. Economiștii spun că Franța și chiar Germania ar putea fi retrogradate, iar această decizie ar putea da lovitura de grație monedei euro. Vremea va fi